A fost cel mai greu moment din toată povestea respectivă a zilei fatidice, când au venit copiii de la școală, da, și era doar ce se anunțase, anunțase la prânz, da, și s-a dus Marilena, cumnata mea, soția lui Gică, s-a dus la școală, i-a luat, și când au intrat în casă, era la mine în casă, era mormântare, era plin de sora mea, prieteni, fețe, da, și lumea plânsă, și s-au speriat așa când au intrat, au crezut că a murit cineva. Și atunci am luat de mână, ne-am dus în cameră, da, ne-am așezat pe pat, i-am luat de mână pe amândoi, eram toți patru ai soția mea, și am început să le spun că voi știți că tati aștepta astăzi un verdict, Dan Dosaru, la care ne-am apucat să continui, mai a zis, te duci la închisoare? Și am zis doar, da, tata. Și am zis, bunit toți patru în plâns.